Intenția lui Igor Dodon de a transforma Moldova din Republică Parlamentară în prezidențială a fost dur criticată de fostul șef al statului, Vladimir Voronin. Liderul PCRM mai spune că este periculos ca Republica Moldova să fie condusă de astfel de oameni, numindu-l pe Dodon un președinte decorativ. Acesta a făcut referință la anunțul de ieri al socialiștilor, prin care și-au propus ca până la începutul lunii februarie să colecteze 1 milion de semnături. Purtătorul de cuvânt al lui Igor Dodon nu a vrut să comenteze declarațiile lui Voronin. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a făcut astăzi haz de necaz de intenția socialiștilor de a colecta 1 milion de semnături pentru schimbarea formei de guvernare a Republicii Moldova. Cât vrea baba Zina să acumuleze 1 milion de semnături, da? Nu s-a dovedit nicăieri că regimul prezidențial este mai efectiv decât președintele ales de către Parlament. Este foarte periculos să dai drumul la un Dodon de ăsta cu împuterniciri nedeterminate. Deci ajungi, Doamne ferește, la ce poți să ajungi. Postul președinte al Republicii Moldova a criticat și activitatea lui Igor Dodon la un an de când a fost ales șef al statului. E rușine să vezi cum persoana președintelui, fie și un președinte ca acest Dodon, nu este luat în seamă. Cum opinia lui e călcată în picioare. Cum îl bajocorește în fel și chip oricine vrea. Și vina pentru această situație o poartă în primul rând clar lucru însuși Dodon. Purtătorul de cuvânt al președintelui Ion Ceban nu a vrut să comenteze aceste acuzații. Amintim că ieri și Partidul Liberal a criticat inițiativa socialiștilor de a colecta semnături pentru modificarea formei de guvernământ din parlamentară în prezidențială. Aceștia au spus că prin acest mod Dodon vrea să îngenuncheze Republica Moldova în fața lui Putin.